Salut și bine găsit la un nou episod de Minecraft Survivor. Suntem aici frumos pe mapa noastră minunată și cum puteți observa, avem webcam, dar voi nu-l vedeți deoarece și fiindcă o să încep să fac webcam. Când o să fac la acest episod 29 de like-uri. Tot episodul, eu o să-l filmez cu webcam, eu o să mă văd în OBS, dar voi nu o să mă vedeți deloc, deoarece o să-l vedeți ca să nu vedeți fațata. Deci dacă facem acest episod peste 29 de like-uri, o să încep să fac și o web, dar până atunci nu o să facem așa că... Dacă vreți să-mi vedeți minunata față pe videoclipul de acum încolo, apăsați un buton de like. Și hai să vedem cât de niciodată nu o să facem acele butoane de like pe care le-am cerut. Și în acest episod o să facem interiorul la ferma, nu ferma, la poțiuni. Că na, dacă tot am făcut în episodul trecut acea dată cameruță cu poțiuni, trebuie să o și terminăm. Așa că hai să luăm repede niște blazuri. Luăm jumate. Și da, deci trebuie să ne-am apucat, ne-am luat tot ce era nevoie ca să facem această cameră. Camera este aceasta, nu știu dacă v-am arătat până la final ce am făcut, dar cred că nu v-am arătat camera asta. Doar atât am făcut, camera asta o să fie pe gen doar pentru Netherworld. Chitată o grămadă, dar cum e? Trebuie să fie. Și să ne punem pe fiecare, adică așa ar fi cel mai bine, ca să avem cât mai multe de-astea de poțiuni. Și apa, m-am gândit eu, să o punem, uite aici, sub astea două. A, fie, că mai am, credeam că nu mai am. Deci dacă e să facem așa, aici trebuie bloc, aici trebuie bloc, aici trebuie op așa, aici la fel. Și aici la fel, ca să vadă urât. Și acum trebuie să mă duc să mai iau niște apă, ca să pun și pe ce, în această parte, ca na. Trebuie să fie frumos făcut, dacă tot facem, facem, nu? Ok, mi s-a părut că am văzut eu ceva și nu trebuia să se vadă, dar hai să mergem să punem apă. Oh. Nu prea mai am ca să apară, deci cred că dacă o să înceapă regulare, de când am zis de la primul episod că o să fie un episod odată la o zi, adică o zi la o zi, nu? Deoarece a început școala și da, nu prea mai am timp să filmez și să editez, deoarece vin acasă, și filmez la 7 și până se filmez, până vine și o idee ce să filmez, plus de asta după mai trebuie să stau și la editare, care la cel puțin la editare îți iau o oră și ceva pe puțin, după randarea, după să faci un thumbnail cât de cât acolo, ok, bine, nu le fac eu cât de cât, ok, le fac și acolo ce mi iese, dar mă chinui să le fac și pe alea, așa că da, o să fie, cred că o să vină un episod o dată la o zi, cum ar trebui să fie luni, miercuri și vineri, deoarece cam greu, cam cu școala asta, dar ce să facem, ne revenim noi când o să am timp într-o zi, o să fie multe episoade dacă este și oricum, săptămâna asta care urmează, săptămâna asta când vedeți voi episodul următoare, săptămâna viitoare, o să stau acasă, gen, să fac de acasă orele și o să mai pot să mai mătrezesc puțin mai devreme, mai și filmez, mai și toate chestiile astea ca să iasă blici, știi cum e. Trebuie să iasă foarte bine, că dacă nu iese foarte bine, nu se mai postează și nu se mai întâmplă nimic, așa că, da, dacă am pus niște de-astea ca să fac niște sticluțe și trebuie să văd cum se face un buc. Deci, îmi trebuie pană, insect și o carte. Deci, pană și insect. Insect.
avem aici, dar și nici pene nu cred că avem. Așa că cred că ne ducem să caut niște pene și niște nisipuri în apă, după de ce ne plecam. Și cu siguranță nu am așa ceva. Așa că revin când o să le am. Știi cum e vorba aia, când ai nevoie de ceva, nu prea găsești, așa că mie mă uit la față, nu prea găsesc găini. Când aveam nevoie de altceva, găseam la găini, eu găseam, de exemplu, porci și de astea, și acum am găsit 30.000 de animale, porci, vaci, oi, și am găsit mai mult de 3 găini. Cam viața grea și încă face și noi doar 7 cărți, oricum eu zic că e de ajuns, dar mamă, 7 cărți, bum, de ce am cărți, deoarece nu prea știu poțiuni și să îmi notez undeva ca să caut acum pe net cum se fac anumite poțiuni, cum ar fi de strength, de regen, de nu știu dacă îl dă speed și două, nu mai știu de ce, dar să vedem de ce avem nevoie și o să scriu aici și o să pun acolo. Ca să fie bine, să nu fie rău. Nu și noi. Nu, no, adică le luăm pe toate 12 și oricum le ducem înapoi dacă e ceva. Și acum mă apuc să caut pe net tot felul de poțiuni și cum se fac și review. Hai să vedem, hai că facem și cum trebuie, adică nici nu prea știu cum să facem asta neapărat, dar hai să vedem. De fapt, stai. Bun, deci trebuie un de ăsta. Un de ăsta. Și până atunci, dacă eu ăsta e aici, mai bine încă un aici și încă un aici. Asta la aruncăm și asta le punem aici în casă de... Să punem înapoi. Dar acum, după ce am pus Spider-Eye, punem un de ăsta, nu merge. Bun, și fără de asta. Și am mai ia gunpowder, am nevoie de gunpowder. Și trebuie să ne ducem cu viteza luminii și ne luăm niște gunpowder. Ce îmi place să aud gunpowder. Mă, eu. Ia, mă, frate, nea. Mă, mă, mică. Hai, sus. Repede. Păi deci m-am bătut, mă, dus, mă, intră ăștia care e acasă aici, mă, frate. Și dacă punem și un de ăsta, și punem și un de ăsta, trebuie să se facă ce trebuie, nu? Bun. Deci s-a făcut. Mamă. Deci aici... Următor, ăsta e... A, o, nu, da. Bun. Puțin cam mult să ne luăm să scriem, dar la ora asta... Nu mai am niciun chef. Ai, fără ai de asta, că e prea mult. E prea mult. Chiar așa să scrie. A, las, fără. Bun. Trebuie să punem. Și aici vin toate utilitățile astea care noi să avem nevoie ca să facem. Să facem, mamă, hai că le-am pus, să facem aceste poțiuni. Să mă adun niște stacuri. Bun. Și am pus 15 cam powder de la fiecare. Acum. O să pun sincer, nu prea vreau să pun de asta, arată destul de urât. Așa că vin aici și las toate astea și care. Și lăsăm toate astea, noi nu mai avem nevoie de ele. Și cred că bine, aș mai putea să pun un aici, dar nu știu dacă o să mai facem alte poțiuni, deocamdată o să facem doar tipul ăsta de poțiuni. Potions of și atât. Bun. Aia e un mai prost și
și ne punem pe fiecare acolo și după o să scupăm și chestia asta să nu se vadă chiar așa de urât și dar înainte, stai așa, batul, avem nevoie de 6. Pac, pac, pac și pac. Bun. 36 băiatul, nu să bem, nu că n-am eu nevoie să beau, marca aici. Și aici, cred că... Ia stai așa, sunt curios că... pun de-astea, cred că o să pun de-astea, dar o să trebuie să mai pun niște de-astea. Ah, cam greu, cam greu. Și trebuie să mai vin cu niște utilități de-astea, așa că repar și revin. Oh, bun, gata, le-am. Fac cam observ, dar nu cam ce face, dar trebuie să mai pun și pe partea asta tot 3 și să iasă la număr ca să fie aici în mijloc 2. O să zic că o să fie ok. Deci mai trebuie să aducem cu aici încă 3 cam așa și cam aia e. Și dacă tot sunt aici, hai să și fac zona. Că tot am blocurile astea la mine și nu am ce face cu eu cu ele. Și așa, să și cum se deschide, ce le-am pus așa. Bun. Bun, 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 bun. Și când o să vin cu următoarele 3 barrel, o să le pun și pe astea, dar hai să ne culcăm înainte, că înainte să vin aici am văzut că e întuneric și nu prea vreau să băgăm vreun creeper. Așa că ne apucăm să punem niște torțe și pe aici, că n-am nu prea ilumina pe partea asta, dar cred că mai bine rămâneam pe seara ca să pot și să văd unde este, dar nu mai contează asta acum. Nu m-am gândit, dar aia. Unul ești mai prost, știi cum e. Hai să punem repede niște torțe pe parcela asta, să zicem așa, niște lumină, că avem nevoie și să nu se spawneze niciun creeper, că e enervant să stai pe aici puțin AFK și să intre 3 mob după tine în casă, dar n-avem ce să facem, ăsta e jocul. Și da, oameni buni, cam asta a fost cu acest episod. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like dacă mai aveți episoade în continuare. Nu uitați că la 29 de like-uri eu o să încep să fac webcam, cum vedeți, e web-ul pus, dar voi nu mă vedeți. Hai că le-am scos, m-am pus pe mute, nu mai știu pe ce trebuie să apăs ca să-mi scot ăsta. Hai, un mic mai prost, trebuie să mă învăț cu butoane care le-am pus la OBS, că, na, am pus și eu să mă dau pe mute pe alt buton și toate nebunile astea, să fie mai multe butoane, știți, se înțeleg, keybind-uri, multe keybind-uri, haide, deci da, 29 plus like-uri și o să facem mai bine. Până atunci, noi ne auzim la episodul de poi mâine. Salut, bă!